Obiceiurile care fac parte din stilul nostru de viață pot avea un impact semnificativ asupra sănătății, mai ales în ceea ce privește longevitatea. De-a lungul timpului, studiile au dovedit faptul că anumite obiceiuri simple ne pot ajuta să trăim mai mult. Este cunoscut faptul că stilul de viață joacă un rol important pentru sănătate, fiind un aspect esențial pentru felul în care funcționează organismul nostru odată cu înaintarea în vârstă. Putem observa în familie sau în cercul de apropiați persoane în vârstă care au rămas active. Astfel, termenul de supervârstnici se referă la adulții cu vârsta de peste 80 de ani care au o memorie la fel de bună ca persoanele cu o vârstă de 3 ori mai mică. Deși nu au fost identificate aspectele clare prin care acești oameni au reușit să se mențină în formă, se remarcă anumite obiceiuri care pot avea o contribuție majoră. Criteriul comun este reprezentat de implicarea în activitățile sociale și menținerea legăturilor cu ceilalți. Alimentația sănătoasă și mișcarea zilnică sunt asociate cu longevitatea și cu stimularea cognitivă. Efortul fizic de post zilnic nu trebuie să fie unul major, fiind suficiente acțiunile simple, precum mersul pe jos, grădinăritul sau realizarea unor activități casnice. Gestionarea stresului se referă la reducerea nivelului emoțiilor negative pe care le simțim atunci când ne confruntăm cu anumite probleme. Situațiile dificile care apar de-a lungul vieții, ne afectează considerabil sănătatea, fiind necesar să învățăm să le tratăm cu calm și răbdare. Pasiunile și implicarea în activitățile sociale ne pot ajuta să înaintăm în vârstă într-un mod sănătos. Astfel, viața social activă poate avea o contribuție semnificativă în acest sens, prin faptul că ne ocupă timpul și mintea cu experiențe plăcute. Stimularea cognitivă se referă de asemenea la obiceiurile care ne mențin activ și ne prelungesc viața. Niciodată nu ești prea bătrân pentru a învăța o limbă străină, nouă, a învățat să cânti la un instrument sau a rezolva un puzzle. Relatează Antena3.ro